Bogdan Medvedi, unul dintre membrii cunoscutei trupe Maxim, a votat la Suceava la Colegiul de Artă Ciprian Porumbescu pe listele suplimentare. După un concert susținut joi la Suceava, Bogdan a ales să mai rămână câteva zile la rudele din orașul nostru. De ce la Suceava? Bună dimineața, pentru că în primul rând alaltă seară am avut un concert aici și cum aici am niște rude, am preferat să rămân în weekend, după care mâine mă întorc la treabă. Da, foarte mult. Păi, după cum v-am zis, am niște rude aici și obișnuiesc să vin de foarte mult timp aici. Am niște amintiri legate de acest oraș și tocmai de aia. Artistul a declarat că iubește Bucovina și oamenii gospodari din această zonă, însă nu a dezvăluit foarte multe despre melodiile următoare ale trupei Maxim. Maxim pregătește multe, multe surprize, mai multe nu pot spune despre asta. Piese noi, piese frumoase, care sper să aibă la fel de mare succes ca și precedentele. Cred că oamenii și mâncarea sunt extraordinare. Sunt foarte primitori, foarte liniștiți, foarte calmi. E foarte diferită lumea de aici față de cea din București. Foarte diferită.